Nimeni nu-și mai permite să facă un egal prin deplasare, chiar și cu un adversar dificil, și apoi să se gândească la faptul că lasă că recuperez mai târziu, nu mai e când. Bate Mitriță acest corner. Oamenii înalți ai Craiovei au urcat în careul lui Nițui. Sunt 5 jucători acolo. Balon pentru Raul Silva. A venit și Crețu. E gol sau e offside? E offside. E gol. Offside? E offside. A fost în offside Raul Silva, incredibil. Nu mi s-a părut. Mi se pare că e, să vedem, dar probabil că a fost pasat de la Crețu. Decizia corectă. Constantinescu este un tușier bun. Să pierzi acasă și cu Farul și cu FCSB, e o problemă, două înfrângeri consecutive pe teren propriu. Se va verifica, Raul Silva nu este convins că a dat gol, dar nici nu este convins că a fost în poziție de offside. Stoperul brazilian de 34 de ani, nu avem nicio reloare. Nu ne ajută cu nimic dacă nu avem măcar o reloare. Aici, ia să vedem. Nu e niciun om. Piciorul, incredibil. Nu știu, umărul. Un deget, o unghie, o mânușă. Nu mi s-a părut că e incredibil. Și de asta e puțin dacă nu cumva vine mingea. Florin Ștefan este cel care îl scoate sau nu îl scoate din offside. Dacă e offside, este extrem de mic. Știi, mi s-a părut că balonul a venit de la Ciobotariu. Stai să mai avem, poate mai avem Raul o reloare. Raul Silva încă nu a înscris în campionatul nostru, deși a bifat 43 de meciuri. Stă mult. Hai să ne găsim niște un subiect de conversație. Pentru că se va sta foarte mult. N-are nicio... Nu știu ce vrea Cățu să explice. Degeaba explică. Aici este sau nu este? Uite aici, este Ciobotariu cumva cel care atinge balonul? Se pare că da. Nu știu dacă nu-i joc periculos. Foarte, foarte complicată fază. Eu zic că mingea vine de la Ciobotariu. Asta cred că spunea Cățu, că n-a atins el balonul. Deci era minutul 8 când s-a înscris. Ai timp de o șeptică. Avem timp de multe. Se dea joc periculos? A intrat cu talpa? Ar putea fi joc periculos dacă... Nu știu ce să zic. Faza e foarte complicată. Chiar e foarte complicată. Presiunea nu este pe Kovaci. No, stai puțin. Presiunea e pe Costreie. Dacă nu este offside... Presiunea este la Kovaci, de la cine a venit balonul. Este Ciobotariu sau este Crețu? Că dacă mingea vine de la Ciobotariu, nu mai are nicio relevanță discuția de offside sau nu. Încă mai are relevanță discuția dacă lui Kovaci e joc periculos. Și trebuie să ducă să fie chemat la VAR, să analizeze. Să nu cred că are curaj Costreie. Costreie ce face? Îi spune acum lui Baban, mă doare burta, tu ești asistent VAR, hotărăște tu. Echivalentul mă ține, bre? Da. Așteaptă și patronul celor de la Șepși. Pentru Șepși urmează două meciuri grele cu FCSB, în deplasare și apoi acasă cu Farul. Cam este obligată să câștige, că vă spuneam, nu prea mai are timp de redresare în caz că pierde puncte. Eu spun ceva, logic, decizia aici, știi care este? Decizia aici este offside, adică să anulez golul, pentru că, după părerea mea, Farul poate au alte relori pe care nu le-am văzut noi. Din relorile astea nu cred că am cum să dai seama. Nici de una, nici de alta. Și atunci rămâne decizia care este în picioare. Așa știu eu că este protocolul. Uite, capul cu Ciobotariu. 3 minute de la debutul fazei. Era mai, minutul mai durează, nu? Mai durează, nu? Mai stă. Trebuie cu lupe. Nu, e o fază complicată. Mateiu este cel mai vechi jucător alături de Bancu de la această Universitate a Craiova. Din 2014 este Mateiu la această echipă. Dacă nu mă înșel, Mateiu are o lună vechime în plus față Nicușor Bancu. Mai vechi decât cei doi nu e decât Camora. Deja vorbim de vremuri memoriale. Se discută în continuare. Nu ai ce să... Se străduiesc în... Acum chiar îl înțeleg pe Costreie. Faza este aproape imposibilă. Să-ți dai seama, la noi nu este semi-automat. Trebuie să pui tu mouse-ul pe... Deci e ceva infernal. Sincer îți spun, este infernal. Înțelegi cum funcționează? Trebuie să pui tu pe mouse-ul pe extremitățile celor doi jucători implicați în lupta asta, dincolo de... Pentru că dacă nu e offside, nu mai putează la cine. E offside. Eu nu știu dacă nu e joc periculos acolo. Se va discuta pe seama acestei faze. Dar încă o dată, nu este genul de fază la care poți să-i condamn pe arbitru. E atât de...